schimb face dezvăluiri uluitoare. Vedeta a decis să facă publice imaginile cu fața tunefiată după bătăile primite de la Alex Body. Bianca a recurs la acest gest după ce în mediul online a apărut o poză despre care s-a spus că ar fi fost făcută în urma unei agresiuni. Drăgușanu a spus că acea poză era după o operație și că adevăratele imagini cu ea bătută sunt cele pe care le-a publicat. Și ca să înțeleagă toată lumea de la ce a pornit această avalanșă în sufletul meu și în inima mea și mintea mea și din ce motiv am făcut publice aceste poze, este, mă repet, am fost așteptată la aeroport de către o echipă de filmare cu o poză. Cu o poză în care se vede foarte clar că sunt tumefiată la față. Poza care mi-a fost prezentată la aeroport n-are nicio legătură cu pozele pe care vi le-am dat eu acum pe Instagram. Dar eu știu că în urma acestei poze urmează poze dintr-un context diferit. Poza care este în presă cu plasturii la ochi este în urma unei operații. Pozele pe care eu vi le-am arătat pe Instagram sunt în unor violențe pentru care eu am depus și o plângere. Despre asta e vorba. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie, repet, am depus o plângere penală de care se ocupă avocatul meu.